Bine v-am găsit! Ziua de mâine aduce un cer mai mult noros, soare puțin, ploi mai multe, temperaturi ușor sub normalul perioadei. O zi normală de sfârșit de septembrie. Din punct de vedere sinoptic, ziua de mâine aduce avansul câmpului de presiune ridicată asociat anticiclonului Inghe, dar, cel puțin în prima parte a zilei, la sud de țara noastră se va cantona și un câmp de presiune scăzută, rămășiță din depresiunea Klaus. Din punct de vedere al fronturilor, avem parte de o frontoliză rece la începutul intervalului, poziționată la nord de țara noastră. Mâine ne vom afla într-un sector ușor rece din punct de vedere al circulației, una pe direcție vest-est, cu abateri negative de minus 1 spre minus 2 grade. Singurele regiuni unde avem abateri pozitive vor fi nordul Crișanei și Maramureș cu plus 1, plus 2 grade. Noaptea vine cu temperaturi plăcute la nivelul întregii țări, 14-16 grade prin Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei, Dobrogea. În Transilvania, Maramureș, Banat și Crișana, minimele nu trec de un 12-14 grade, iar în Moldova, nord și centru, vorbim de valori de 8-10 grade. Valori de 6-8 grade vor fi și în zonele montane, cu 2-4-5 grade pe creste. Maximele de mâine nu mai trec de 20 de grade în aproape nicio regiune din țară. Ele urmă să fie cuprinse între 16, 18, 19 grade, cu excepția nord-vestului Crișanei, unde se pot atinge 21-22 de grade. Vom avea 12-14 grade în zonele montane, respectiv 5-7-8 grade pe creste. Încă pe timpul nopții, nebulozitatea joasă este prezentă în Banat, Oltenia, Apuseni, vestul Muntenii, Meridional și prin Dobrogea, cu un grad de acoperire a cerului spre 75%. Până la orele prânzului, norii joși acoperă cerul aproape întregii țări, cu excepția nordului Transilvaniei, Maramureșului Crișanei și nordului Dobrogei, iar situația nu se va mai schimba până la finalul zilei. Ceața își va face apariția spre orele dimineții nordul orientalilor în județul Suceava. Seara și spre finalul intervalului de prognoză, condițiile ceață vom avea și prin sudul județelor Hunedoara, Sibiu și nordul județului Alba. Ploile cuprind mâine mai multe zone din țară și își fac în sfârșit simțită prezența și prin sud. La începutul nopții avem ploi prin Timiș, Caraș Severin, Hunedoara, Sibiu, Vâlcea, nordul județului Argeș. Până la orele dimineții, acestea vor fi regiunile unde ploile sunt prezente constant. În a doua parte a dimineții, ploile ajung și prin sudul Olteniei, Dolj, Oltele, Orman, dar și prin Giurgiu, Călăraș, Constanța, pentru că după amiaza să plouă și prin Buzău, sudul județului Vrancea, prin Dâmbovița, Prahova, Ialomița și Bacău. Finalul zilei aduce ploi și prin județele Brăila, Galați, dar și prin nordul județului Vaslui. Nu vorbim de cantități importante, maxim 5-10 litri pe metru pătrat în 24 de ore, cu excepția sudului județului Constanța, acolo unde s-ar putea să putem cumula și 15-20 de litri pe metru pătrat. Vântul nu ne va pune probleme mâine. Vom avea parte de rafale slabe pe tot parcursul zilei în toate regiunile țării.